La ora prânzului, plaja din stațiunea Mamaia era deja destul de aglomerată, cu turiști veniți din toate colțurile țării, hotărâți să plece acasă cu un bronz cât mai uniform. Cu toții și-au programat vacanța din timp și au stabilit și un buget, iar unii sunt dispuși să-l depășească. Oricum ar fi, hotelierii s-au pregătit cu oferte pentru toate buzunarele. În această perioadă avem cele mai mici tarife, sunt tarife de extra sezon și se situează undeva în jurul sumei de 200 de lei pe noapte, o cameră dublă pentru două persoane, cu mic dejun inclus. Gradul de încărcare este acoperit 100%, deci nu mai avem camere în momentul ăsta pentru vacanța de Rusalii. Un calcul simplu arată că o familie cu un copil scoate din buzunar, în medie, între 100 și 200 de lei pentru o zi de plajă. Banii se duc pe mâncare, băutură, șezlonguri, precum și alte distracții, în special pentru copii. Dar banii nu contează dacă oamenii se simt bine. Din București. Acum ați ajuns? Da, acum am ajuns, acum 10 minute. Și ați venit direct pe nisip? Direct pe nisip, păi da, unde să venim în altă la parte? La cazare, la hotel, la... Nu, pormă! Am lăsat mașina, am venit direct aici. Văd că e foarte multă lume și apa caldă și soare. Așteptai să fie așa? Nu, pe drum ploua și am crezut că așa o să fie și aici. Vremea pe litoral se anunță în continuare perfectă pentru vacanță, astfel că turiștii știu deja ce au de făcut. Soare, apă, plajă, distracție... Ce se poate face la mare? Da, a fost o alegere foarte bună, că vremea e foarte ok. Apa e faină, nu bate vântul, soare, cald, frumos, chiar minunat. Aproximativ 500.000 de turiști sunt așteptați în acest weekend la mare, iar vremea va fi și ea aliatul numărul 1 al celor care vor ajunge pe litoral. Mercurul ar putea să urce până la 30 de grade Celsius la soare, iar apa mării se încălzește și ea.